Orașul Rodos a fost fondat când locuitorii cetăților Ialisos, Lindos și Camiros au căzut de acord să construiască drept capitala insulei o nouă cetate puternică, una dintre cele mai frumoase din acele timpuri. Străzile largi ale orașului aveau chiar un sistem ingenios de evacuare a apelor utilizat și în prezent. Spre mare, orașul avea două porturi excelente. Renumele orașului se datorează parțial și celei de-a șasea sau a patra minuni a lumii antice, da, presupun că ați auzit de celebrul Colos din Rodos, o statuie imensă de bronz reprezentându-l pe Helios, zeul soare, sau pe Apollo, după cum cred unii. Dar despre această minune fascinantă vom vorbi în alt episod. Orașul are o istorie încărcată de evenimente legendare și nu numai, de bătălii și asedii, începând de la integrarea Rodosului în Imperiul lui Alexandru Macedon în anii 300 înaintea erei noastre, până la ocuparea insulei și a orașului de către cavalerii ioaniți în 1310. După alungarea lor din Țara Sfântă de către turci, Ordinul Cavalerilor Ioaniți se stabilește în Cipru, la Limassol, aici unde am fost eu. Ordinul devine treptat o importantă putere maritimă pentru a proteja pelerinii spre Țara Sfântă de atacurile corsarilor musulmani. În acest context, are loc cucerirea insulei Rodos, aflată teoretic în posesia Imperiului Bizantin la acea vreme. În realitate, insula era un releu al corsarilor. În mai puțin de 3 ani, Ordinul Cavalerilor Ioaniți își consolidează poziția în Rodos, anexând mai multe insule învecinate, importante din punct de vedere strategic. În anul 1312, Ordinul Templierilor este dizolvat de către Papa Clement al V-lea și regele Franței Filip cel Frumos. Conciliul de la Viena donează Ordinului Cavalerilor Ioaniți toate avuțiile și posesiunile templierilor. Vă dați seama ce înseamnă asta? Oare ce se ascundea acolo? În timpul sejurului din Rodos, să-i zicem așa, Ordinul Ioaniților e complet reorganizat de către Marele Maestru Guillaume de Villare. Între 1300-1305, care prin decret dat în 1301, creează organizarea în funcție de cele 7, respectiv 8 limbi ale Ordinului. Asta ce înseamnă? Acei cavaleri erau organizați în funcție de limba pe care o vorbeau. De Provence, de Auvergne, de Franța, de Italia, de Aragon, de Anglia, de Germania și de Castilia. Fiecare limbă avea un sediu, auberge în franceză, adică han, o clădire unde frații limbii respective erau cazați, luau masa și aveau întrunirile. Fiecare astfel de clădire era sub supravegherea unui executor judecătoresc mănăstiresc, numit stâlpul comunității. Acesta era ales de către adunarea fraților călugări după criteriul vechimii, trebuind să aibă minim 15 ani vechime în ordin, din care 10 în mănăstire. Acești stâlpi, în ghilimele, primeau o alocație și provizii de alimente necesare bunului mers al hanului mănăstire. Deci o organizare foarte interesantă și un astfel de loc îl vom vizita împreună. Fiecare limbă avea în Țara Sfântă sau în țara de proveniență domenii administrate de frații locali, care asigurau veniturile întreținerii ordinului. Aceste domenii proveneau fie din donații, fie obținute prin alte mijloace. Perioada în care Ordinul Cavalerilor Sfântului Ioan de Ierusalim sau Ioaniții a stăpânit Rodosul corespunde unei perioade glorioase și prospere, suficient de lungă, vreo 200 de ani așa, din 1310 până în 1522, pentru ca vestigiile acelor timpuri să fie numeroase, remarcabile și să impresioneze puternic chiar și astăzi. Dacă veți vizita orașul Rodos, îmi veți da dreptate. Îmi propun să prezint în acest material câteva imagini ale zidurilor actuale de apărare ale vechiului oraș Rodos, ca să înțelegeți de ce erau atât de puternice și de importante. Fortificațiile inițiale, bizantine, au fost refăcute și amplificate de către ioaniți, preluate și reamenajate. După luarea în posesiune a orașului, cavalerii ioaniți au refăcut vechile fortificații bizantine existente.
În epoca aceea, adică pe la începutul secolului XIV, un zid de piatră înalt de 80 metri și cu o lățime de 2 metri era considerat o protecție suficientă contra echipamentului militar al asediatorilor. Din loc în loc erau construite turnuri de apărare și observație, majoritatea fiind de formă pătrată sau dreptunghiulară. Acestea erau soluțiile tradiționale ale cavalerilor ioaniți pe vremea când stăpâneau cetatea Acra de pe malul Mediteranei, ultimul lor sediu. Însă perfecționarea armelor de foc și a tunurilor a modificat substanțial arhitectura defensivă a cetăților. Pereții de 2 metri grosime nu mai ofereau nicio protecție acum. După cucerirea Constantinopolului, turcii aveau tunuri imense care puteau proiecta ghiulele de piatră de 250 de kilograme. Grosimea zidurilor a crescut, de la 2 la 4 metri, iar ulterior între doi pereți de piatră se punea și o umplutură de moloz. Așa au ajuns unii pereți până la o grosime de 12 metri. Pentru a mări siguranța apărării, s-au regândit și șanțurile de apărare, uneori săpate chiar în stâncă. Adâncimea șanțurilor atinge în unele locuri peste 20 de metri. Azi, șanțurile de apărare sunt un fascinant loc de promenadă, ca să nu mai vorbim că în aceste șanțuri au fost plasate ziduri de apărare falsă. Turnurile de apărare și observație ar fi trebuit să posede tunuri care să dea replica asediatorilor. De aceea, turnurile de apărare au fost aduse aproape la înălțimea zidurilor fortificației. A fost schimbată și forma lor. Și tocmai din aceste cauze, fortificațiile orașului cetate Rodos, condus de cavalerii ioaniți, au devenit un sistem defensiv complex, cu porți puternic fortificate, poduri mobile, căi de apărare a meterezelor, bastioane, cazemate, șanțuri de apărare, guri de tun și alte capcane iscusite. Acestea includeau și amenajări pentru arcași, pentru aruncarea pietrelor și a uleiului încins în capul asediatorilor cățărați pe ziduri și, nu în ultimă măsură, celebrul foc grecesc. Gândiți-vă la toate astea înșirate pe o lungime de 4 km. De-a lungul istoriei, considerente de ordin militar-geografic au determinat asaltul cetății Rodos de pe uscat, din direcția Ialisos, deoarece asediatorii veniți din această direcție aveau orașul la picioare. Și cavalerii ioaniți au atacat fortăreața bizantină din această direcție. Ca urmare, fortificațiile dinspre vest și sud sunt mult mai puternice decât cele dinspre port. După asediile eșuate ale sultanului Egiptului din 1444 și ale sultanului Mehmet al II-lea în 1480, Rodosul putea să creadă că e de necucerit, că e o pavăză sigură a comerțului și a pelerinilor. Însă, între 1480 și 1522, turcii au asediat mai mult sau mai puțin insistent Rodosul. În 1522 vine și lovitura de grație. După un asediu de 6 luni, cu o armată de 100.000 de oameni, sultanul Soliman Magnificul găsește un trădător și pune stăpânire pe oraș. Dar, datorită admirației sultanului pentru rezistența eroică a cavalerilor conduși de marele maestru Philippe de Villiers de Lisle-Adam, supraviețuitorii sunt lăsați să părăsească Rodosul cu 30 de corăbii, după alte surse 50, cu care și-au salvat avuția, arhivele și relicvele sfinte, printre care prețioasa icoană a Fecioarei de Filerimos, unul dintre simbolurile ordinului. Dar oare ce au adus cu ei din Țara Sfântă și ce au luat din Rodos pe acele corăbii? Asta rămâne de văzut în episodul următor. Eu sunt Delmo și până data viitoare nu uita să vă abonați dacă vreți să aflați mai multe.